Profesor dr. Volodimir Smolanca a primit astăzi din partea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad titlul de doctor honoris causa. În ultima perioadă am intensificat colaborările cu parteneri străini. Ne bucură parteneriatul cu Universitatea Vasile Goldiș pentru a face schimburi de idei în domeniul științei și educației și există bazele pentru implementarea acestor idei. Avem proiecte, vom intensifica schimburile de studenți și profesori și vom organiza conferințe împreună. Un eveniment deosebit astăzi la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Senatul Universității a acordat cea mai înaltă distinție academică, doctor honoris causa, profesorului Smolenca de la Universitatea din Uigorod, cea mai mare universitate din Transcarpatia, Ucraina. Ne bucurăm că relațiile pe care le avem cu această universitate, stabilite în urmă cu 6 ani, se desfășoară în condiții excelente, pe baza unor proiecte de colaborare transfrontaliere. Evenimentul solemn a fost găzduit de Aula Ștefan Cicio Pop din cadrul Universității și a beneficiat de participarea numeroși profesori și studenți.